Mulțumesc, Marius. Ei bine, un sfert din populația României fumează zilnic, dar medicii atrag atenția că cifrele sunt mult mai mari dacă luăm în considerare și persoanele care folosesc țigara electronică. Este însă aceasta la fel de periculoasă? Aflăm chiar acum de la doamna dr. Andra Mălăuț, medic specialist pneumolog. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc de invitație! Este la fel de periculoasă țigara electronică? În esență nu, deoarece datorită substanțelor carcinogene pe care țigara normală le are, le conține și conținutului mare de monoxid de carbon, dioxid de carbon, acid cianhidric, metanol, etanol, multe substanțe toxice, este cunoscut relația dintre fumatul de tutun normal și cancerul bronhopulmonar. În ceea ce privește țigara electronică, este o descoperire relativ nouă pe piață, de cam de 10 ani de zile a intrat în utilizare. Conține mai puține substanțe nocive, tocmai datorită lipsei combustiei, nu se produc gudroane și monoxid de carbon. Prin urmare, în esență, este mai puțin nocivă decât o țigară obișnuită. Este indicat să înlocuim țigara pe care unii o fumează în mod obișnuit cu această țigară electronică sau doar pentru a face trecerea spre a ne lăsa de tot de fumat? Este de preferat a înlocui țigara normală doar pentru o perioadă de tranziție. Este foarte important să nu avem substanțe străine care intră în plămân, deoarece nici în ceea ce privește țigara electronică nu există studii de lungă durată și nu știm pe termen lung efectele nocive ale țigării electronice. Ce înseamnă această țigară electronică pentru cei din jur? Eu sunt nefumător și recunosc că îmi place când cineva lângă mine fumează această țigară electronică pentru că nu mă deranjează mirosul, în primul rând. Da, nu se mai simte acel miros de tutun și de ars. Dar este total... Nu este total nenociv. Deoarece există studii care au demonstrat că există compuși volatili care se emană în cameră și sunt cam de 20 de ori mai mari decât într-o cameră aerisiră în care nu se fumează. Indiferent dacă vorbim de o țigară electronică care conține nicotină sau o țigară electronică ce nu conține nicotină. Este același lucru. De altfel, nu există studii pe termen lung în ceea ce privește expunerea delungată și expunerea la copii. Un lucru foarte important, deoarece mulți părinți fumează de față cu copiii considerând țigara electronică ca fiind total fără riscuri. Există un număr maxim de astfel de țigări care ar trebui folosite pe zi, o cantitate maximă pe care... Normele europene reglementează, chiar de acum din mai 2016, reglementează cantitatea de nicotină pe care o poate conține țigara electronică. Evident, cu cât sunt mai multe inhalări și pufuri, cu atât crește și cantitatea de nicotină pe care o absorbe organismul. De preferat este să spațiem cât mai mult, tocmai pentru a scădea dependența de nicotină și a avea o tranziție către a renunța la fumat. Care sunt regulile în ceea ce privește această țigară electronică în spațiile publice, în spațiile... Noile reguli reglementate de legea antifumat adoptată anul acesta, reglementată țigara electronică în spațiile închise, doar cu excepția mijloacelor de transport în comun este interzisă și în spațiile de joacă, iarăși este total interzisă. Este destul de laxă legislația în ceea ce privește țigara electronică în momentul de față. Doamna doctor, vă mulțumesc pentru prezența la noi în platou și pentru informațiile pe care ni le-ați oferit.